Polonezii din Bucovina au celebrat sâmbătă la Poiana Micului ziua diasporei poloneze, ziua drapelului Republicii Polonia și ziua Constituției. A devenit deja o tradiție ca fiecare manifestare a Uniunii Polonezilor din România să înceapă cu Sfânta Liturghie, unde au participat credincioșii din comunitățile poloneze din Bucovina. Este o bucurie și pentru noi polonezii care trăim în România să sărbătorim acest centenar. Sigur că astăzi sărbătorim ziua drapelului, ziua diasporei și ziua Constituției. Este o sărbătoare frumoasă a polonezilor din întreaga lume. Așa cum se știe, noi în afara granițelor Poloniei trăim în jur de 20 de milioane de polonezi. Iată că și noi aici în România, o comunitate mică, dar sărbătorim aceste sărbători frumoase și sigur că ne bucurăm. Eu am participat și în Polonia, am fost invitat de președintele Poloniei și sigur am venit încărcat cu energie și patriotism și sigur că acest patriotism trebuie să-l transmitem și celor de aici, din România. Sigur că Bucovina este o zonă foarte frumoasă unde trăiesc și conviețuiesc multe etnii și iată că aducem și noi o pată de culoare acestei Bucovine frumoase. Ziua de 2 mai este una cu o însemnătate aparte pentru polonezi, deoarece aceștia sărbătoresc ziua drapelului Republicii Polone, o sărbătoare nouă introdusă în anul 2004. De asemenea, pe 2 mai am sărbătorit ziua diasporei poloneze și a polonezilor din străinătate, care este o sărbătoare nouă celebrată din anul 2002, fiind o dovadă a recunoștinței moștenirii multiseculare și a contribuției diasporei poloneze la obținerea independenței de către Polonia, devotamentul și legătura cu spiritul polonez, precum și ajutorul acordat țării în cele mai grele momente. Uniunea Polonilor, care a fost înființată în 1990, pe data de 16 martie la București și apoi în Suceava pe 20 mai, ne onorează și suntem mândri că împreună cu dumneavoastră locuim în această zonă frumoasă, în această Bucovină mândră și care nu trebuie uitată, pentru că acest an deosebit, această sută, acest centenar unește Basarabia, unește Nordul Bucovinei, unește Sudul Bucovinei și Transilvania în 2018, această sărbătoare de 100 de ani. Vreau să vă invit pe toți la Hora Bucovinei, un eveniment în a 10-a ediție la Tabăra Frasin, unde două zile vom petrece cu multe tradiții, cu portul popular cu care ne mândrim și, bineînțeles, cu formațiile dumneavoastră care le-am invitat să facă un spectacol pe scenă cu drag. După Sfânta Liturghie, cu toții s-au îndreptat spre Casa Polonă din Poiana Micului, unde au participat la un program dedicat sărbătorii Zilei Diasporei Poloneze și Zilei Drapelului Republicii Polone, precum și Zilei Constituției din 3 mai, evenimente pregătite special de către ansamblurile reprezentative ale Uniunii Polonezilor din România, Solocianca și Maua Poiana. Acestea au prezentat cântece și dansuri ale muntenilor polonezi din Chatka. Bye.
La invitația președintelui Uniunii Polonezilor din România a sosit în aceste zile în vizită oficială o delegație de 8 persoane care fac parte din contingentul militar polonez afiliat batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est condus de colonel Andrzej Kowalczyk.